scriitorii au fost încă din cele mai vechi timpuri străjerii limbii române. Prin versuri și figuri de stil, aceștia au luptat pentru dreptul de a crea și scrie în limba inimilor. Unii filozofi susțin că sufletul unui scriitor este analiza sufletească a unui popor la un moment dat. Despre influența și amprenta cititorului contemporan în literatură și lecțiile pe care le învățăm unii de la alții, uneori fără a ne vorbi, am discutat cu scriitoarea Maria Pilkin. Fiecare țară are limba pe care o merită, spunea Jorge Luis Borges. Și uneori mă întreb, asta am meritat noi, asta merităm? Alteori spun că există destine care ți se dau ca o cruce pe care trebuie să o duci. Poeții tineri sunt la fel de sensibili, doar că se schimbă retorica, se schimbă stilurile, dar esențele oricum rămân aceleași. Ce mă inspiră pe mine? În primul rând mă inspiră viața, care este respirație. Gândiți-vă că noi când ne naștem, respirăm. Și acel strigăt este prima noastră respirație. E nevoie să vii tu cu un experiment, cu ceva novator, pentru că, de fapt, tu duci limba mai departe. Scriitorii duc limba mai departe, limba literară. Vorbirea corectă a unei limbi accentuează respectul față de strămoși. Într-o epocă a tehnologiilor informaționale, tot mai des sunt puse în pericol abilitățile de a comunica și transmite un mesaj elocvent. Așa cum nimeni nu a anulat îmbogățirea zilnică a vocabularului, chiar și în spațiul online, lingviștii recomandă înlocuirea cuvintelor murdar sau dezgustător cu imund. Pictează un tablou de neuitat al laturii imunde a societății engleze. În secolul 21 e mult mai important cititorul decât autorul. Deși asta s-a anunțat deja, izgonirea autorului, da? Dictatura cititorului și a receptorului, da? De foarte multe ori aud colegi care spun, dar m-a citit și nu m-a înțeles. Și vreau să vă spun că greșește autorul. Pentru că dacă un cititor m-a citit de o anumită manieră și a văzut acolo ceea ce eu parcă aparent n-am vrut să spun sau mie îmi pare că nu asta am vrut să spun, pe mine ca scriitor trebuie să mă învețe că de fapt ce asta am vrut să spun.